Bună ziua! În acest tutorial vă vom prezenta câteva noutăți introduse relativ recent în cadrul aplicației Smart Cash POS, noutăți solicitate desigur de către mulți dintre dumneavoastră și pe care ne-am gândit să le introducem în această nouă versiune. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cele două opțiuni pe care doresc să vi le prezint sunt legate în principal de modul de încasare cu numerar. Să observați în configurarea terminalului POS Smart Cash POS, începând cu versiunea 6.3.1.89, în secțiunea Personalizare POS, subsecțiunea Plăți și Forme de Plată, pe lângă celelalte categorii care erau deja implementate, au apărut două noi opțiuni care pot fi folosite după cum urmează. Folosind opțiunea Limitează plata cu numerar la și introducerea unei valori, aveți acum posibilitatea să limitați, în cazul în care considerați oportun, valoarea maximă a plăților efectuate cu numerar pe un singur bon fiscal la un plafon maxim, peste care casierul nu poate să încaseze o sumă suplimentară. Sigur, multe firme ne-au cerut acest lucru, în special aceia care comercializează produse și către companii care se sigur cer bon fiscal și factură și au o limită, o plajă maximă de plată cu numerar. O altă opțiune însă care este mai interesantă și pe care o să vă arătăm imediat și cum funcționează este activarea utilizării plăților imediate cu numerar în interfața de servire rapidă. Această funcție a fost solicitată de utilizatorii noștri care activează în general în industria vânzărilor rapide, spre exemplu aceia dintre dumneavoastră care comercializați produse de patiserie, covrigi, produse care se vând în general la bucată rapid pe sume relativ mici sau foarte mici și pentru care în 99% dintre situații clienții plătesc cu numerar. Având în vedere acest specific și mai ales viteza cu care o tranzacție de încasare trebuie operată, pentru că nu-i așa, clientul se grăbește fiind un produs rapid pe care dorește să-l mănânce chiar repede pe stradă câteodată, viteza de încasare și de emitere a bonului fiscal este de definitorie pentru acest tip de activitate. Haideți să vedem cum are efect noua opțiune pe care tocmai am introdus-o. Să intrăm în acest POS și să facem o vânzare din cadrul, cum am spus, interfeței de vânzare pe butoane. Să spunem că selectăm un produs, da, care este vândut și de îndată ce produsul respectiv, da, ar veni, produsele sunt adăugate pe bonul fiscal, la apăsarea butonului plată, configurarea POS-ului determină acest POS să funcționeze într-un mod diferit, respectiv în a propune o încasare rapidă a unui total de plată de 5,60 lei, folosind trei variante rapide de plată cu numerar. Fie varianta încasării integrale, probabil cel mai frecvent folosită de casieri, respectiv acoperirea sumei totale, fie în cazul în care se dorește calculul rapid de rest și efectuarea restului respectiv, încasarea cu numerar a unei sume rotunjite la 6 lei, respectiv la 10 lei, următoarea diviziune monetară pe care clientul poate să vă ofere. În acest caz o să alegem varianta 10 lei și observați, fără ca POS-ul să mai efectueze operațiunea de trecere în interfața de plăți, bonul fiscal este emis și poate fi înmânat clientului cu toate operațiunile complet finalizate. Desigur, pentru situațiile excepționale în care clientul dorește să plătească fie cu bonuri de masă, fie cu altă variantă, este posibilă, haideți să vedem cum, depășirea acestei operațiuni apăsând butonul Ieșire, care evident te duce în vechea variantă și normal, varianta standard de încasare, în care puteți să acceptați forme de plată multiple, cum este cazul bonului valoric, și să efectuați plățile folosind acest tip de formă de plată cu închiderea bonului respectiv. Cam atât despre varianta nouă de plată. Încă o dată, este o variantă de plată rapidă cu numerar, care vă permite încasarea rapidă de numerar pentru sume care sunt
de regulă foarte mici și necesită o emitere ultra rapidă a bonului fiscal. La revedere!